o razie de o noapte cu numeroase sancțiuni cu șoferi băuți și drogați. În noaptea de 19 martie, după ce au băut 40 de pahare de ziua bărbatului, unii șoferi au urcat la volan și au ieșit în trafic. Polițiștii au organizat o razie cu efective mărite pe drumurile publice din municipiul Caracal, orașul Corabia și comunele limitrofe, vizați fiind cei care conduc băuți și drogați. Pentru abaterile constatate, oamenii legii au dat aproape 30 de sancțiuni. Acțiunea a vizat depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se cu preponderență pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive. În localitatea Cezieni, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani. Testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,61 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Iar la Bucinișu, un șofer a fost găsit drogat la volan. În cadrul activităților, polițiștii serviciului rutier Olt au oprit pentru control în comuna Bucinișu un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 36 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin. În urma testării cu aparatul drug test, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența unei substanțe psihoactive. Pe numele lui, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, spun polițiștii, și au ca scop prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și creșterea gradului de disciplină rutieră.